și să face profit, așa încât arena să poate fi întreținută la condiții optime. Voi avea o discuție la momentul oportun și în foarte scurt timp voi avea și o poziție publică. Așa cum am menționat de foarte multe ori, Consiliul Județean este o instituție publică care aparține tuturor clujenilor, în sensul că reprezintă interesele lor prin votul dat de clujeni. Ca atare, datoria noastră este de a menține un echilibru, de a respecta ambele cluburi, conducătorii ambelor cluburi, și de a găsi un echilibru așa încât să nu creăm în județ și în Cluj nicio tensiune, ci din contră să milităm pentru echilibru și armonie. Această decizie noastră va avea în vedere aceste principii de care v-am vorbit eu. Și dorința mea este ca dincolo de orgoliile din sport, discuția să o purtăm în alt plan, așa cum e acel al echității, al echilibrului și al unei bune conviețiuni.